Slăvirea Tatălui, și-a Fiului și-a Sfântului Dumnezeu, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ierosite Opanarhie, Biscup Aleașilor, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, Binevreaz, Sfințitul Părintele nostru, Nicinată Preneamnă, Biscupitala, Biscopii Iașilor, Felicența Preoțimii cea în Hristos, Diaconii, Mimilor, și Poporul, Domnului să ne rugăm! Doamne, Doamne, miluiește! Vor vedea bre Dumnezeu, fericiți zăgătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți sfinți, că vor ocări pe voi și vă vor prigoni. Să luăm aminte în vremea aceea, intrând de Iisus în corabie, a mers după dânsul genicilui. Și iată că pe mare s-a sănit o furtună atât de puternică încât corabia se acoperea de valuri. Iar Iisus dormea, atunci au venit ucenicii la dâns și le-au deșteptat zicându-l: Doamne, mântuiește-ne căci perim. Iar el a zis: de ce sunteți împrecoșați, puțin credincioșilor? Atunci s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut liniște de plină. Iar oamenii se mirau zicând: cine este omul acesta? Că și vânturile și marea ascultă de el. Zisa Domnul cericilor săi: aceasta vă poruncesc vouă, să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urăște pe voi lumea, gândiți-vă că întâi mă ură pe mine. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi pe al său. Dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea vă urăște pe voi lumea. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus vouă: nu este slujitorul mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru vor păzi. Iar toate acestea le vor face împotriva voastră din pricina numirii meu. Deci nu cunosc pe cel ce m-a trimis pe mine. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi greit lor, păcat nu ar avea. Acum însă nu au cuvânt de îndreptățire pentru păcatul lor. Cel care mă urăște pe mine și pe Tatăl meu îl urăște. Eu n-aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a mai făcut până păcat nu ar avea. Și totuși, după ce le-au văzut, m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu, ca să se împlinească cuvântul ce-a scris în legea lor: m-au urât pe nedrept. Iar când va veni Mângâitorul pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului, care de la Tatăl procede, acela va mărturisi pentru mine.
încă și voi mărturisiți, pentru că de la început sunteți cu mine. Acestea mi le-am spus ca să nu vă pocniți în credința voastră. Vă vor scoate pe voi din sinagogi, chiar va veni vremea când oricine vă va ucide pe voi, va crede că aduce slujbă lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu, Procurăția sa. Amin.